Programul Școală după școală, inițiat de organizația Salvați Copiii, reprezintă un suport de educație școlară pentru micuții care se află în situația abandonului școlar. Acesta prevede acțiuni de informare și conștientizare care se desfășoară în unități de învățământ. La rândul lor, părinții beneficiază de servicii sociale, juridice și sprijin material în funcție de nevoi. Copiii care nu au posibilitatea să meargă la școală pot beneficia în Târgu Mureș de un proiect al Salvați Copiii, Școală după școală, proiect care se desfășoară la școala Alexandru Ioan Cuza din cartierul Unirii. E o școală mare cu 1000 de copii și din aceștia sunt mulți care au rezultate slabe la învățătură, care absentează, care sunt la risc de abandon școlar și pe care Salvați Copiii încearcă să-i sprijine prin acest proiect școală după școală. Direcționând 2% din impozitul pe venit sau participând ca voluntari, copiii vor putea să aibă o șansă la educație. După orele de școală, copiii pot să meargă la Centrul Educațional Salvați Copiii Mureș, unde vor avea sprijinul la două cadre didactice, coordonatorului și voluntarilor, pentru a-și face temele. Cauzele, o parte din ele țin de părinți. Copiii aceștia, unii dintre ei provin din familii în care părinții sunt analfabeți și nu îi încurajează să meargă la școală. Sau provin din familii cu situații materiale precară și atunci nu le pot oferi sprijinul necesar, haine sau rechizite, să poată să frecventeze zilnic școala. Sau provin din familii monoparentale sau sunt în grija bunicilor. Potrivit psihologilor, motivele pentru care copiii sunt expuși riscului de abandon școlar sunt multiple.